Giulia, melancolică fiind, a simțit nevoia să se deschidă în fața doamnei Loredana. Poate așa vor fi înțelese și problemele dintre ea și Zein. Vreau să spun că mi-e dor să, nu știu, să am și eu acel sentiment pentru cineva, știi, acea chimie, acea conexiune, să facem lucruri împreună, să simt că e acea persoană potrivită pentru mine. Mi-e dor de sentimentele astea și chiar vreau să le am. O să le am, clar, o să le ai. Da. Adică persoana aceea să mă înțeleagă așa cum sunt, nu trebuiască să-i dau 1000 de explicații, chiar să mă înțeleagă și să simt așa, știi, să vină să-mi zică, să facem o grămadă de chestii, să ne bucurăm de viață, pentru că încă oricum sunt tânără, suntem tineri. Clar, clar. Uneori visele nu mi s-au dovedit tot timpul să mi se îndeplinească, dar așa când am avut așa un feeling, un simț, simțeam, nu mai dura foarte, foarte mult. Doar că e vorba aia, toate la timpul lor. Da, corect. Eu nu zic că sunt perfectă, pentru dar că nu sunt. Nu, e. Nu sunt, dar nu e. Când e vorba de relație și așa, eu chiar pun preț foarte mult și chiar eu vreau să știu foarte, pe mine nu mă interesează trecutul omului, dar vreau să știu cam pas cu pas, așa, dar și de la început, măi, să văd, pot să mă înham cu tine sau nu. Pe parcurs, faptele, da, vin de la sine, să văd dacă e chiar așa, dar chiar îmi doresc chestia asta. Pentru că atunci pot să spun că sunt un om fericit și un om împlinit când chiar mi-am găsit persoana să consider eu că e potrivită pentru mine, nu restul. Că păreri mereu vor fi, a, că nu-i potrivit pentru tine, a, că nu știu ce. Ești o fată frumoasă, ești tânără, ești, ai un suflet bun, ai un caracter frumos, clar o să simți. Da, da, știi care e problema doamna Loredana? Stând aici și analizând, și acum am și-o aproape 2 luni. Nu că regret, dar anumite lucruri pe care le-am făcut în trecut le conștientizez și nu trebuia să procedez așa. Păi și nu-i bine că, uite, ai timpul ăsta să stai, să reflectezi, să te analizezi tu pe tine. Da. Poate afară n-ai fi avut n-aș timpul făcut. Ăsta. Și de asta zic că nu n-aș fi făcut. Da, asta zic că nu aș fi făcut afară. Și sunt conștientă de lucrul ăsta. Trebuie știi ce-ți dorești, știi pe ce drum mergi, ești mult mai sigură pe... Pe mine. Da. Sunt mai sigură pe mine. Da. Păi asta e că chiar știu și sunt mult mai sigură pe mine, doar că uneori nu mai pot să îndrepti lucrurile. Poate că e prea târziu când vrei să mai îndrepti ceva. Sunt convinsă că persoana care trebuie să fie pentru tine, care e pentru tine, sau poate că o găsești, nici nu-ți imaginezi unde, e să fie acolo. Mai ales pentru mine, eu recunosc. Mie mi-e greu să-mi găsesc acea persoană, gen, să fie chiar potrivită, gen, pentru mine. Știu că există. Știu că există. Clar. Și cred că ți-ar plăcea să ai chimie din chimie, prima, da, la prima vedere. Da, 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 da. Eu știu când și știu ce înseamnă când simți acea chimie, acea îndrăgosteală de adolescent, vorba aia. Știu ce înseamnă chestiile astea, pentru că le-am simțit. Chiar le-am simțit. Și chiar aștept momentul ăla să mă văd înapoi, să simt că sunt îndrăgostită. O să vină și în momentul ăla. Cu cât îl aștept dar mai zis, mult, cu atât că va fi mai... Dar v-am zis, simt că va fi foarte curând. Chiar foarte curând. Vine un băiat nou? Cât de curând? Sper cât mai curând. Aici în casă? Aici în casă? De ce nu? Nu știu. Da. Dar afară cu siguranță. Afară, în casă? Unde o fi? Unde o fi? Da. Părea așa că ești și cu dorința de a te îndrăgosti, dar și un pic în panică.
Că nu s-a întâmplat acum sau... Nu, nu îmi panică că nu s-a întâmplat. Îmi doream să se întâmple și aici, da, dar... Păi, nu e un... Din câte știu, eu n-a ieșit din competiție. Da. De asta și spuneam, adică simt că o să se întâmple curând și chiar am spus vreau să simt de la început și eu cum am simțit când am avut relație. Adică să simt că e persoana potrivită pentru mine, să simt acea chimie. Și cum n-ai simțit acum? Da, acum. Cu Zain? Da. Pentru că chiar n-am simțit, doar am încercat și mă bucur că am încercat, mi-am demonstrat mie să văd dacă chiar e potrivit, dar nu e așa. Și nu regret că am încercat. Dacă n-ai simțit, care erau șansele să fie persoana potrivită? Pentru că am zis că poate că, fiind din altă cultură și așa, poate că înțeleg eu diferit. Nu știu. Că poate chiar e un potrivit pentru mine, dar mi-am dovedit că pentru mine nu e. Da. Și ai spus că cumva timpul pe care l-ai petrecut aici te-a ajutat să înțelegi ceva despre tine. Da. Ce anume? Adică să nu mai fiu încăpățânată și orgolioasă, să las mai oarecum mai mult de la mine, pentru că am doar de câștigat cu chestia asta. Da, uite, în treaba asta pe care ai avut-o cu Zain, ce anume ai trebuit să... Nu știu, ai fost orgolioasă? Nu, chiar deloc. Aici nu? Nu, da, aici nu. Dar afară, da, am fost. Recunosc. Dar nu știu, regresi ceva de afară? Poți un pic, da, oarecum, da. O anumită relație? O posibilă relație. O posibilă. Cea cu... Cu care, băiatul cu care ai discutat înainte să intri? Da. Da? Te gândești la el? Nu mă gândesc, doar că mă gândesc la cum am procedat eu atunci și acum mi-am dat seama.